Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu la o nouă rețetă. Astăzi vom face mâncare de pește în stil indian și pentru aceasta avem nevoie de în jur de 1 kg de macrou, pe care eu l-am asezonat cu condimente pentru pește, o lingură de ulei de măsline și o lingură de zeamă de lămâie și l-am lăsat jumătate de oră. Mai avem nevoie de sare, avem nevoie de usturoi, avem nevoie de o lingură de pudră de curcuma, o lingură de boia de ardei dulce, o crenguță de cimbru, o crenguță de busuioc, un ardei gras roșu tocat, o ceapă, un pahar de apă, un pahar de suc de roșii și ulei pentru prăjit. Se face foarte ușor și este delicioasă, deci să trecem la treabă. Mai întâi, am aici o cratiță în care vom pune uleiul. Are puțină apă, voi scurge apa. Și am să adaug în jur de 3 linguri de ulei. Cât să acopere fundul cratiței. Peste care voi pune ceapa. Usturoiul zdrobit. Și pudra de curcuma. Precum și lingurița de paprika. Să amestec bine. Vom lăsa la călit în jur de 2 minute. După care vom adăuga crenguța de cimbru pe care am fărâmițat-o și busuiocul. Apoi sosul de roșii. Paharul cu apă. Și vom lăsa toate ingredientele să fiarbă bine, timp de 10 minute. Cele 10 minute au trecut. În bucătăria mea miroase foarte bine și voi adăuga ardeiul peste sosul nostru. Voi amesteca, după care am să pun peștele bucată cu bucată. Am să pun și sucul pe care și l-a lăsat. Voi mai adăuga puțină apă. Și
Și acum voi merge cu el la cuptor, unde va sta timp de 30 de minute. Dar înainte de aceasta am să mai adaug puțină sare. Puțin piper și după cum spuneam, voi merge cu el la cuptor timp de 30 de minute, după care voi reveni cu prezentarea finală. Am revenit cu prezentarea finală, așa am arătat mâncărica noastră în stil indian, de pește în stil indian. Am scos-o din cuptor, am lăsat-o 30 de minute la cuptor și am mai adăugat apă ca să nu scadă sosul foarte mult. Acum am să pun o bucată în farfurie ca să vedeți cum arată. Voi pune și din sos care conține ardei și celelalte legume și este delicios. Iată. Este încă fierbinte. O voi decora cu o crenguță de busuioc. Iată cum arată. Peștele este fraged. Se rupe ușor. Iar sosul este minunat. Poate fi servită simplă sau alături de o garnitură de orez. Iar eu vă urez poftă bună!